În contextul Zilei Limbilor Europei, marcată în toate cele 47 state membre ale Uniunii Europene, la Roman s-a derulat și un proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. Desfășurăm o activitate în cadrul proiectului Huctoi Mathematics, un proiect Erasmus, cu prilejul Zilei Europene a Limbilor. Astăzi fiind 26 septembrie, pe întreaga Europa, este zi de sărbătoare. Și mai mult pentru noi, pentru că suntem implicați în acest proiect. Ne-am adunat astăzi pentru a disemina activitățile proiectului, dar în același timp să pregătim și viitoarea vizită din Belgia, care va avea loc în luna octombrie, începând cu data de 14 octombrie. Copiii sunt astăzi adunați pentru a realiza materiale prin care vor transmite urări și felicitări pentru colegilor din proiect. Următoarele întâlniri din cadrul proiectului vor avea loc în Belgia în octombrie 2019, în Italia în martie 2020 și în Bulgaria în mai 2020.